Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom avea doar două variante. Vom vedea efectiv cum vă vede persoana iubită, cum se ce gândește despre voi, ce simte și cum va acționa în legătură cu voi. Etalarea 1 și etalarea 2. Am să vă rog să alegeți un pachet, iar eu voi începe imediat cu etalarea numărul 1. Okay. Să vedem. Ce gândește această persoană despre voi? Practic, această persoană consideră că lucrurile cu voi sunt foarte stabile, chiar stagnante. Um, această persoană, pe de-o parte, apreciază echilibru pe care știe că îl poate avea cu voi, dar pe de altă parte se simte ca într-o lesă, se simte destul de blocat în um, situația cu voi și uneori mai tinde să um, tot reproșeze lucruri, să spună niște lucruri destul de urțele, chiar dacă nu le gândește, chiar dacă în sensul care um, spune lucruri mai rele decât ar trebui. Nu stă de două ori să se gândească dacă um, să zică un lucru sau nu dar în general această persoană este o persoană foarte critică și niciodată nu este mulțumită oricum cum vă vede. Vă vede ca pe uh, o persoană este foarte apropiată ce îi demonstrează cu regele de pentagrame că întotdeauna vă fi acolo și vă vede ca pe o persoană față de care are pasiune. Singura problemă aici este că având trailul de cupe și asul de bâte și nebunul este că persoana aceasta, deși vede că voi sunteți persoane care a, așteptați să fiți stabili sau stabili, pe, a, parteneri stabili pentru această persoană, această persoană a, vede acest potențial, dar totuși înclină mai mult pentru o aventură. Ce simte pentru voi. Bun. În legătură cu ceea ce simte, v-aș putea spune din start. Această persoană are nevoie de mai mult timp din partea voastră. De ce? Pentru că ușor, ușor această persoană are de gând să își redirecționeze atenția către o situație stabilă iar atunci va alege să continue alături de voi, însă până atunci va continua să jongleze între voi și mai multe persoane. Uh, nu este ne uneori poate avea tendința să vă neglijeze. Dacă nu sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă, uh, nu vă recomand să rămâneți, însă dacă voi doriți să acceptați această situație, este strict decizia voastră. Dar pe termen lung această persoană vă ia în considerare doar că mai are nevoie de timp. Consideră că mai are nevoie de timp pentru um, a se stabili la. de fapt, pentru a se stabili într-o relație. Bun. Ceva ce va face în legătură cu voi. Ceva ce va face în legătură cu voi. Va trebui să ia o decizie. Însă pe voi momentan vă va amâna. În sensul în care uh, momentan ușor ușor se îndepărtează de voi dar de revenit va reveni, nu are intenția să vă părăsească de tot, însă nici uh, nu are intenția să se angajeze cu totul în situația cum este, vorba de o pauză, ce va fi temporară până ce această persoană um, revine cu gânduri de viitor. Deci, în momentul în care va reveni această persoană. Gândurile sale vor fi mult mai stabile, va fi o persoană mult mai orientată către a-și clădi un viitor alături de voi. Bun. Pentru a doua variantă, să vedem ce gândește această persoană despre dumneavoastră din nou această persoană vă consideră o opțiune, dar pe, de care nu vrea să scape. Adică această persoană, am senzația că a tot apărut și a tot dispărut în viața voastră. Nu cred că această persoană a fost o perioadă mai lungă, constantă în viața voastră. Pur și simplu a apărut, a dispărut, nu a dat prea multe explicații, întotdeauna uh, a existat acea noțiune de reproșuri, întotdeauna a existat uh, noțiunea de uh, nimic nu e cum îmi convine, aici persoana voastră poate fi mai arogantă decât persoana de la varianta numărul 1. Uh, persoana este mai. Nu, uh, persoana. Uh, dacă ați ales pentru o persoană varianta 1 și pentru cealaltă persoană varianta 2, varianta 1 e cumva mai tânără decât varianta 2, așa? Uh, ce aș mai vrea să zic aici este că această persoană totodată simte că ceva a fost ghidat să se întâmple între voi, simte o anumită conexiune de uh, suflete perechea și zice însă totodată o și neagă nu știe exact ce să crea în legătură cu această conexiune, se simte foarte atras dar apoi se sperie uh, cum vă vede Mă vede ca pe o persoană pe care o poate ține în viața sa, dar numai ca situație temporală. În sensul în care vrea să vă țină în viața sa, dar ca aventură. Vrea să vă țină în viața sa, dar nu ca și partener oficial. Ce simte pentru voi? Sentimente pentru voi această persoană n-aș putea spune că are, în sensul în care voi cumva îi dați acestei persoane încredere, curaj în propriile uh, curaj. Uh, încredere în propriile forțe, o face să se simtă foarte uh, capabilă să facă multe, să munte munții din loc, însă nu aș vedea sentimente din partea acestei persoane uh, voi o puteți prelua ca și cum ar fi o persoană mai închisă care nu spune prea mult sentimente, însă adevărul este că momentan nu are, această persoană este blocată într-un spațiu mental în ceea ce privește relațiile amoroase și nu are de gând să schimbe acest lucru uh, o foarte mare prioritate pentru această persoană, pentru a-și partenerul, ține de finanțe personale. Deci nu aș zice să vă bazați că această persoană va fi acolo pentru voi sau că vă iubește sau că lucrurile de acest gen. Nu, voi dați acea încredere de care are nevoie, care ar trebui în general să vină de la prieteni sau de la familie, dar nici de cum din situații de genul. Dar astfel o situație ca și acțiuni ale sale. Aici aș, aș zice să aveți un pic grijă cu această persoană, pentru că această persoană în continuare va dori să dețină controlul situației în care vă aflați, să impună propriile reguli, să se îndepărteze atunci când are nevoie, numai că voi veți realiza asta într-un mod destul de dureros, pentru că pentru voi nu va fi destul de ușor. Uh, să acceptați că această persoană este deja uh, detașată emoțional cu totul. Uh, această persoană, v-am spus, este într-un spațiu al gândirii, este într-un spațiu mental, nu uh, este nici într-un spațiu al inimii, nici într-un spațiu al nevoiei fizice neapărat, ci pur și simplu gândește faptul că voi dați suficientă încredere încât să se îndepărteze atunci când are nevoie, dar să nu se îndepărteze prea tare, ceea ce este un chin pentru voi dacă vreți ceva stabil de la această persoană. Nu aș vedea o posibilitate ca această persoană să avanseze sau să-și dorească vreodată să avanseze situația cu voi, dar țineți cont că voi totuși aveți un avantaj și acela este că el, într-o oarecare măsură, își pune stima de sine în posibilitatea de a vă cuceri pe voi, deci în momentul în care nu -o, o să vă mai cucerească și nu o să vă mai convingă, atunci o să afecteze destul de mult um, pe partea de ego. dar mai departe este strict decizia voastră ceea ce aveți de când să faceți cu această persoană, dar această persoană pași către voi nu are de când să facă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această talare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!